Sub sloganul "Campionii nu sunt născuți, ci construiți", producătorii de la Trust au hotărât ca gama lor de produse să fie foarte diversă, începând de la articole pentru cei ce de-abia se inițiază în gaming, până la echipamente pentru adevărații profesioniști. Salut! Eu sunt Mădălin, iar în acest video review vă voi prezenta mouse-ul GXT188, un mouse ergonomic iluminat RGB ce face parte din categoria profesionistă a celor de la Trust. Cu un design la prima vedere simplu, noul GXT188 iese din tipar cu o construcție puțin mai lată și linii asimetrice. Pe lângă aspectul unic al elementelor din exterior, nici ce se află în interior nu dezamăgește. Un senzor precis și o memorie on-board, fiind alegerea potrivită pentru gamerii care participă la turnee sau evenimente de tip LAN party și au nevoie de o portabilitate a setărilor în orice situație. Suprafața mouse-ului, cât și lateralele, sunt construite dintr-un plastic mat, ușor cauciucat, oferind un grip mai bun indiferent de tipul de prindere folosit, claw, palm sau fingertip. În partea superioară sunt dispuse butoanele click stânga și click dreapta, rotița scroll și cele două butoane de schimbare a DPI-ului. De asemenea, tot în partea superioară, dar de această dată stângă, se află un buton de tip triplu foc, așa cum l-au denumit producătorii, care poate deveni util mai ales în shootere. Poziționarea butoanelor back și forward în partea laterală stângă, împreună cu forma ce se încadrează perfect în palmă, fac mouse-ul mult mai potrivit pentru persoanele dreptace. În partea inferioară sunt dispuse cele trei piciorușe din teflon, iar în centrul acestora se află senzorul PixArt PMW 3360, ce asigură un maxim de 15.000 de DPI. Cablul are o lungime de aproximativ 1,8 metri, iar la exterior este protejat de un strat de cauciuc. Iluminarea RGB este prezentă pe logo și benzile laterale. Cele două benzi funcționează ca un indicator al DPI, acestea schimbându-se la fiecare apăsare de buton într-o culoare ce corespunde uneia dintre cele 5 trepte. GXT188 oferă o configurare detaliată a iluminării prin intermediul softului proprietar, având 4 efecte: iluminare completă și breathing pe o singură culoare, completate de wave și breathing pe toate cele 7 culori. De asemenea, softul permite crearea de macrouri și modificarea setărilor precum viteza cursorului, viteza de scroll sau de dublu click, accelerația, polling rate-ul, dar și valorile DPI într-un range de la 100 până la 15.000 de DPI. Toate aceste setări putând fi salvate în 5 profiluri diferite. Pentru navigarea prin cele 5 profiluri sau modificarea efectelor de iluminare on the fly, este necesară configurarea din soft a unuia dintre cele 8 butoane, GXT188, neavând butoanele specifice pentru acest lucru. De ce am menționat numărul 8, deși producătorul specifică 7 butoane programabile? Acest lucru este pentru că software-ul ne oferă posibilitatea personalizării tuturor butoanelor, însă unul dintre ele trebuie să aibă obligatoriu funcția click stânga. Personal, mi-aș fi dorit ca stratul protector al cablului să fie realizat din material textil și poate un buton dedicat pentru schimbarea modului de iluminare, însă toate aceste caracteristici nu afectează cu nimic calitatea mouse-ului, care reușește să bifeze toate caracteristicile necesare unui gamer profesionist. Mouse-ul Trust GXT188 poate fi achiziționat de pe site-ul PC Garage, accesând linkul din descrierea acestui clip.